în vizită pe la stupi. Haideți să vă arăt surpriza că nu mai zboară albina. Deci secetată de mare, de ea nici nu mai are de ce să zboare. Polen 0. Culez 0, ce fac asta aici? Lupul albinilor. Dă-mi cu acea să-l dau. Ia uite ce e acolo. A, e un mort. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l. Ia mă că nu-l mai văd. Uite-l. Dă-l apă. Dacă mă înțeapă și pământ. Zic că sunt un lup mai mare. Așa. De ce am venit eu? Haideți să vă spun. Deci mă duc la colegul meu, un băiat tânăr, apicultor începător, care am promis că îi fac și lui un test cu vara tras. Uite așa. Luăm astea. Mergem la el să vedem, să vedem dacă la el sunt păduchi. La mine v-am arătat că am făcut testul și nu sunt. Deci ca niciun an, vă spun sincer, tot mai pica acolo 10, 20, 30. Da, acum să pice unul singur. Unul singur, doi. Nu știu, parcă nu-mi vine să cred. Tot n-am încredere că e, nu o fi ăsta bun. Eu știu, uite, mă duc la băiatul ăsta să fac. Să vedem vara trazul ăsta. Dacă dă rezultate. Da, continui filmarea când ajung la el. Uite, am ajuns la Mihai. Hai mă, du-mă la stup la tine acolo, unde e? Da, Mihai se ocupă și cu grădina, uite, și cu pui, cu găini, cu... Eu nu prea le-am paste. Căpșunile unde sunt? Păi dezordine aici. Ia uite, roșii, vinete. Au ce vinete mare. Așa, hai că pregătim stupul și revenim cu filmarea. Vezi că am dat drumul aici. Deci acum deschidem un stup. O să iau fum. Se înțeapă? O, dar nu le pic. Hai mă să vedem. Să vedem ce pică acum. Mie mi-ar pare bine să nu pice, dar... Cum a fost la mine. Că e cu minte. Bun. Și noi acum dacă îi punem fum, tu trebuie să astupi urdenișurile. Ai cu ce să le astupi? Decât cu clăpița da, aia? Da. Asta e etanș. A, asta e etanș? Da. Și băgăm jos sertarul, că tu ai sertar aici, nu? Bă, de la ăsta trebuie 4 picături lejer. 4 punem. Da. A, ți-a luat diafragme de polistiren stânga-dreapta? Da, știu ce asta. Bun, păi fii atent, vreau o folie deasupra, pune o folie și pe urmă podișorul ăla, ai? Da, da, trebuie să mă duc. Hai, du-te și adu, du-te și adu. Așa, deci am pus o folie sus, pune podișorul. Nu trebuie, eu am pus masca, ce să înțepe, mă, că nu înțeapă, să vii la mine, mă, să vezi. Să vezi și eu. Au ieșit blânderul ăsta. Așa, pune-i sertărașul ăla jos, ăsta curat. Deci el are niște sertare așa. De ce mă? Lasă-l mă așa. Lasă-l mă. Hai mă, dă-i mă. N-are nimica. Ca să vedem să fie corect. Așa. Ia, ia tu ăsta, ține la mine. Ține, filmează că pune mai repede, că văd că... Îți place să migăle așa, ușor. Deci, punem 4 picături. Unu, doi, trei, patru.
Așa. Bricheta unde? Toci. Ce mai azi acolo? Mie nu-mi place cu astea lipelele. Să închide asta, vieții. Nu scapă fumul, mă, pe lângă el? Nu, e și nu scapă. Aolo, eu nu sunt împăcat cu fundurile astea antivaroa. Cum să nu iasă? Păi uite, uite când joacă. N-are nimic. No, dă-mi o folie. Mai ai o folie să-i băgăm aceea, să-i tanșăm? Să pun pe iarsă. Nu mai aduce, gata. Nu mai aduce. Nu e mai în regulă cu fundurile alea. Tu n-ai cum să faci tratament în regulă cu fundurile alea. Scapă fum. Și pe lângă. Deci, hai că le tanșăm aici. Dar tabla asta nu-i tanșează perfect, înțelegi? O ia pe după ea. Eu... I-ai dat drumul ăla? Păi deja de atunci. E, foarte bine, n-am cum să le tanșez. Gata, îi dăm așa. Deci el jucând așa, automat că fumul o ia pe lângă. Merge și așa decât... Ce să meargă? Scapă fumul aici, roată. Ia, să se închide. Uite, eu deja vă fumul, cum iese? Acolo și acolo. Păi nu e închis ăla, ordinișul. Hai, dă-i rău, dacă le închide. Gata. Da, că am sucit asta, cred că am pus filmarea cu Crăciun. Bun, așteptăm un sfert de oră, punem pauză aici. Așa. Că am pornit asta. Dă-i... și poate se arta. O, stai să-l deschide, stai așa. Deschide-ți întâi de acolo. Ha, scoate ăla. Deci a ars tot fitilul, da? Unul. Am văzut. Și acum luăm la rând după aici. Unu. Nu, nu e. Aia. Nu e, propolis. Uite-l, mă, aici, acum mișcă, mă, îl vezi? Uite asta, pe da, ăsta, da, da, da. Un taș de îngură. Uite-l și pe alea cu cracii în sus, doi. Doi. Deci doi. Doi. Uite unul aici, 3, da? Dacă, Manu. Asta-ți. Stai puțin. 3. Patru. E bine. Nu e mult, 4 bucăți. Păi nu că le-am făcut tratament. 4. Deci ăsta ars în întregime, atât că eu nu sunt împăcat că scapă fumul pe aici, da. Asta e stupul tău. Aici. Bun. Cam asta e. Deci e bine așa. Cu tratamentele care le-ai făcut anul ăsta e bine așa. Tu ai mers acum ultima dată pe Varostop, parcă. Da, Varostop. Da, la mine nu le-am spus la băieți ce am făcut, dar care o să intre pe canalul meu ca membri, o să vadă ce tratamente am făcut. Cam atât. Da. Deci eu sunt mulțumit, nici eu nu mă așteptam anul ăsta ca să nu am varoa deloc. Eu am crezut că nu-i bună asta, am luat și vara chet și vara tras, bă, zic că nu cadă nimic. Dar înseamnă că e bine. Altceva, le zi la băieți că ai un canal de YouTube? Păi știe. Te știe, nu? Grădina albinelor. Grădina albinelor. Da. El și-a luat și o mașină, nu o arătăm acum, vă arată el, și-a luat, da, o mașină la fel ca a mea. Până e gata. Să-și facă rastelul, ce mai are el acolo de făcut. Finisaje. Și o să vă arate mașina, că el caută să facă cam ce fac eu. Păi, ce e bine. Dacă lui place, să fac. Da, cam atât. Și stupii ți-ai dat comandă, da, alții ai zis, nu? Da, da, pentru mașină. Că ăștia sunt pe 12 rame și tu vrei să ai din aia pe 10. Pe 10 rame, cu 1 pe 2. Cu cadă 1 pe 2. Două caturi de 1 pe 2. Aha. Hai, le faci tu filmare pe canalul tău acolo când îți aduce cutiile, le vopsești, că ție îți place să fie aranjate așa. Da, o să vadă ei acolo. Bine, cam atât. Bine.